Salutare la toată lumea, eu sunt Marius. Aș vrea să vă arăt o chestie pe care eu am făcut-o și o folosesc să montez mult mai ușor vata bazaltică în pereți. În momentul, să vă explic din ce cauză. În momentul în care ai tăiat vata, o lași jumătate de centimetru mai mare decât cadrul, ca să poată să preseze puțin lateral, o împingi în perete, dar în capătul celălalt, la un montant de 15 cm, din cauza că lemnul nu este perfect finisat și agață vata, o adună și se poate, există șansa să lase colțuri rotunde în loc să lase colțurile pătrate, cum e normal, să etanșeze până în capăt. O să vă arăt chestia asta în ambele variante, și cum merge prin față și rezultatul din spate. Și cu și fără aparat. Ok? Deci asta ar fi fără aparat. Vedeți, fata este puțin mai mare și din cauza asta trebuie presată cumva lateral să intre. Lemnul fiind mai aspru, o să agațe vata. Haideți să vă arăt. Vedeți cum a tras de vată? Lemnul efectiv a tras de vată. Vata are dimensiunea. Dacă ne uităm, vata are dimensiunea. Dar lemnul agățând vata, aici rămâne o semi-punte termică, ca să spun așa. Eu o să corectez asta cu o mistrie, de exemplu, da? Pentru că am posibilitatea. Bun. Deci cam ăsta ar fi rezultatul după ce am făcut oarecum corectarea asta. Dar în momentul în care noi avem OSB-ul deja montat la exterior, nu mai vedem ce se întâmplă în spate să putem repara. Aici pot să vă arăt, să vă exemplific exact ce se poate întâmpla. Pentru treaba asta ce am făcut? Ca să nu mai folosesc o mistrie de 15 să trag de vată de sus jos decât ocazional, am făcut dintr-un profil existent o tablă de 1,20 m cu o buză să mă ajute să împing tabla. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Bun. Puneți vata până la jumătate, puțin într-o parte, luați tabla asta, o puneți pe marginea lemnului, între vată și lemn, puțin mai în interior, și după aceea împingeți primul colț de sus. Așa am descoperit că funcționează cel mai bine chestia asta. Apoi, ușurel, trageți tabla până vine perfect aliniată cu materialul. Apoi împingem vata asta în partea asta altă, la capăt, aproape de tot, da? Atât. Și partea altă. O împingem înăuntru. Tragem tabla. Haideți să vă arăt și pe partea cealaltă. Fără să ajustez, fără să-i fac nimic.
Vedeți? Marginea este perfect dreaptă. Nu e rotunjită, băgată înăuntru în niciun fel. Și pe o parte, și pe cealaltă. Asta este o variantă care garantează oarecum reducerea punților termice. Din cauza asta. Mai sunt și alte punți termice, dar se anulează diferit. Eu vă mulțumesc mult. La revedere.